În videoul de astăzi am intrat din nou pe un vechi server de 5M pe care am mai intrat noi de la Crăciun. Ne-am dus la showroom și am testat anumite chestii pe server, niște locații și ne-am dus la casino și sincer ce am primit de acolo, ce am câștigat de fapt, a fost chiar foarte, foarte wow. Deci, haideți să vedem ce este pe acest server de 5M. Ei bine, am revenit pe acest server de 5M după foarte, foarte multe luni pentru că nu știu dacă știți voi bine, dar noi am intrat atât pe Fantasy România și am filmat mai multe videoclipuri. Cred că era de Crăciun atunci, dacă bine mi-aduc eu aminte. Pe aici era frumos aranjat un quest de Crăciun, foarte interesant, dacă doriți să vă uitați și la videoclipul acela. Deci, mă băieți, fete, am revenit din nou pe Fantasy România și o să urmeze o serie, pentru că serverul o să vedeți puțin mai încolo, că este super interesant. E bine, în videoul următor o să prezentăm joburile, o să vedeți că sunt niște joburi care chiar merită să fie văzute și să fie jucate, pentru că sunt chiar interesante, adică eu nu ne-am mai văzut pe vreun server până acum. Deci, mă băieți, fete, avem noi aici ATV-ul nostru, blazerul nostru de foarte mult timp a stat în garaj, tocmai ce l-am scos. Așa că, mă băieți, fete, haideți să descoperim împreună serverul, pentru că noi avem ceva bănuți acolo la noi. De aceea este un lucru super, super bun, tocmai ce s-a terminat ploaia. Mă băieți și fete, noi am primit aici de la fondator Deep Menu, avem aici fum roți, ia să ne facem de mașina aici Rainbow, să ne facem noanele, xenoanele și fumul de roți, să le avem aici toate. A, uite mă, aia zi ne facem și noi așa mașina mai interesantă, de fapt bine, mașina Blazer-ul. Bă, noi pe cap aici, mie ce-mi place foarte, foarte mult aici la GPS Menu, putem observa că sunt băncile, joburile, negustorul, paintball-ul, primărie, bă, sunt o grămadă de chestii, așa pe categorii pot să-i zic. Aici avem și joburile. Deci joburile sunt pe nivele, dar asta, cum am spus eu, o să le vedem în următorul videoclip, pentru că o să fie două videoclipuri pe Fantasy România și cu siguranță dacă băieții vor vedea susținerea voastră, o să fie mai multe videouri. Deci haideți să mergem noi aici să ne parcăm noi blazerul frumos și să mergem noi până la showroom ca să vedem ce mașină ne putem noi cumpăra ca să ne deplasăm puțin mai rapid. Nu știu exact dacă să ocupăm un SUV sau nu. Și avem aici vehicle dealership-ul, avem bărci, Caio Perico și categoria de la A la C și bine, mai sunt aici clasa Diamond. Cred că noi putem să le cumpărăm acestea cu, uite, avem 150 de diamante, dar diamantele o să le ținem pentru că o să mergem la casino. Mamă, ce mașină interesantă, uite-o. Deci, aș vrea puțin să mă duc la clasa direct să vedem cam cât costă, nu știu, uite, un Ferrari 458 Italia, deci noi îl putem cumpăra lejer, pentru că avem 10 milioane de dolari, ceea ce cred că o să fac asta. O să-mi cumpăr așa o mașină mai interesantă. Uite, și Porsche-ul ăsta 911 Turbo, ei, doamne, ce frumos e. Bă, cred că și l-a luat cineva, un băiat de la noaptea târziu, cred că Cuza și-a luat un 911 Turbo. Băi, genială mașina. F8 White Body, what the fuck, cum arată? Mamă, lua alertul, ești nebun. De exemplu, o mașină de început pe care eu v-aș recomanda-o ar fi cele de la clasa C. De exemplu, nu știu, Dacia Sandero, de exemplu, sau un Mercedes-Benz 600 SL pe care îl am și eu. Așa că, mă, băi și fete, haideți să vedem. Uite, clasa off-road mai este. Bă, din câte putem să observ, putem să dăm preview tuning. Deci, stai așa să ne găsim noi o mașină ceva mai interesantă care s-ar putea tuna, nu știu. Uite, clasa Legendary se vede pe aici, uite, asupra. Hai să-i dăm un preview tuning. Ok, și ne arată cum se poate modifica, am înțeles. Mamă, bă! Bă, e tare chestia asta, sincer. Ia uite și aici. Din păcate, nu am putut cumpăra o mașină pentru că nu am bănuții scoși. Deci, o să ne scoatem 2 milioane să vedem cam cum este și meniul de bancă totodată. Deci, hai să ne băgăm aici amprenta și să ne scoatem, cum am zis, 5 milioane, 1, 2, 3, 1, 2, 3, perfect. Și haideți să ne luăm o mașină. Să scrieți în comentarii, vă băi și fete, dacă ghiciți ce mașină îmi cumpăr. Chiar sunt curios să văd cam ce credeți că o să-mi iau. Vă mai las, nu știu, hai, 10 secunde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sper că ați scris. O să mă și o să vă dau inimioară în comentarii. Deci haideți să mergem să ne cumpărăm mașina. Ok! Ia uitați-vă cum este mașinuța noastră nouă. Este acel Ferrari F8. Mamă, stați așa că... E bine. Ferrari F8 body kit. Bă, e super, super tare mașina. Mamă, iar zic super, super să moară, mă. Deci, haideți să ne facem mașina pe plac nostru și după o să mergem probabil și pe la casino să vedem cum este. Gata, mă, băi și fete, am scos și la tuning. Bă, sună într-un mare, mare fel. Chiar îmi place extrem de mult cum este. Hai să mai vedem noi ce este pe aici. Negustor, primărie. Nu știu exact ce este negustorul. Ia, mă, să dăm un ochi să vedem. Ia, mă, să vedem noi ce este acest negustor. Negustor ambulant, îi afișează negustorului. A, deci ăsta cred că e, cum se cheamă, cel de la minere, de la jobul minerii. Deci aici putem noi să vindem cum ar veni. Uite, cel mai scump este perla roșie. Ok, interesant. Deci, bine, eu cred asta pentru că nu am făcut jobul miner să văd cum este. Am făcut doar câteva joburi. Bă, și jobul pe care l-am făcut și mi-a spus și fondatorul, bă, sunt, bă. Nici n-are rost, de-abia aștept să vedeți și voi al doilea videoclip. Am ajuns și până la o marche 24x7, să ne cumpărăm aici ceva, nu știu, putem și niște mici să ne luăm
Uite, hai să ne luăm 5 beri, perfect, și să ne luăm și 5 pizza diavola. Mai avem un stick USB gol, avem și momeală, probabil pentru pește. Deci, bă, când văd aici niște mici, crudi, și cred că noi dacă o să ne cumpărăm un grătar pe gaz, putem cumva să prăjim acești mici. Bă, să încercăm, bă, ia, bă, să-l cumpărăm, că oricum avem deja bani. Ia, o să luăm așa și un mic, numai de porc, mă, de oaie, nu, de vită, așa. Da, asta, de mici, un burger, aparat de sutură, bă, dar sunt multe, multe pe aici. Ia, mă, hai să vedem, mă, cum merge. Bă, și fiecare magazin, de câte am putut observa, este al lui unui proprietar, Omner Dana, 158 și Beast-type Market. Deci, hai să mă obiești, fete, să, nu știu, hai să trecem drumul să fie așa, cumva, natură, dacă mă înțelegeți. Ia, pe I avem inventarul și acum cred că o să folosim. Cum se folosește, mă? Mamă, dar chiar nu știu cum se folosește, bro. Bă, sincer, chiar nu știu, probabil trebuie să mergem într-un loc special cu el sau putem să-l folosim doar în, cum se cheamă, în perimetrul unei proprietăți, chiar nu știu, asta rămâne de văzut. Bă, cred că pe aici este sediul mecanicilor, ia să intrăm noi să vedem dacă ne poate ajuta cineva să ne facem mașina asta. Nu e nimeni pe aici, din păcate, și noi nu putem să ne facem singuri. Da, nu este asta o mare problemă, mă, băi și fete. Și acum, cum am zis eu, haide să mergem la GPS și să mergem la casino. Să ne folosim aceste puncte premium, adică niște diamante, să vedem cam ce putem să facem acolo la casino. Sau dacă câștigăm ceva, ar fi foarte interesant. Băi și fete, am ajuns aici la casino. Ia să coborâm noi aici. Mă mută ce trepte multe. Ok, și am intrat, bă, nu știu exact acum noi dacă putem. Da, da, cred că putem, bă. Cred că ăsta e jackpotul cel mare, McLaren ăsta, nu știu dacă reușim sau nu. Să vedem dacă plecăm cu el acasă sau nu. 10 diamante, perfect. Ia să dăm noi să vedem dacă primim ceva. Să vedeți cum se ia mașina. Ia. Vedem. Uite-te. Cigano. Te uiți, da? Mă, te-am învățat și pe tine, spui de la pe așa. Crezi că nu știu? Na, băgam. O mână, da? Să-mi spăt pula, se doarme limba. Mă, ce-i ăsta, mă? Ce-i ăla? Cred că l-ai venit. Bă, ce-a zis, mă? În următoarele două minute pică mașina. Am primit o băieți de bun. Dar cred că le dau, că... Ia mă, că dau de toate astea, dau de toate diamantele. Dar cred că le dau, oricum nu-mi iau mașină de aia, gen, pula mea, că sunt toate, sunt urâte. E fii atent. Am ieșit din sărășie. E fii atent, tipșta. Nu pe asta cânătă. Era să fie de motocicleta, nu? Perfect, așa. Bă, dar nu pentru voi le prezic. Da, mă, că a câștigat și... 10 bomboane, nu știu exact ce pot să fac, bă, cu bomboanele astea. Nu m-a picat nimic ceva interesant, ne-a picat cumva, nu știu, permis sportar, mă, cam așa, mulți bani. Acum, cred că ăsta e 2 milioane să dăm la ruletă sau 200.000? Dacă e 200.000, atunci o să dăm de toți banii aici la ruletă. Să le dau pe toate, că deja nu mai... Că mai avem încă de 3 ori să dăm. Nu, dar permis să mă rămân... Ce să astea bomboanele astea, ce pot să fac? Nu, permis, nu! Super! Crește în care șapă. Am ieșit de sărăcie. Diamante. Ia mă, ultimele 10 diamante. Cum ar fi să ne pice și motorul și mașina. Mașina ne-a picat, acum să vedem motorul. Fii atent, țigane, fii atent, țigane. Stai, nu da. Fii atent. Lasă-mă că i-am dat. Ia cu rapid, ia cu. Mamă, e 200.000 să dăm. Păi bine, mă, atunci să vedem cum primi. Așa mi-a picat și mie, așa mi-a picat și mie. Bomboană, fiți lângă mașină. Trei mașini cu aie și îmi dă bani. Și câți bani? Iar două mașini îmi dă bani. Mama, cred că o să le stricăm toți banii aici, dar sincer nu-mi pare rău, că sunt curios să văd dacă e frumoasă, cum se cheamă, motorul ăla sau nu. Bine, o să mergem și mașina aia să o vedem cum este. Ia să deschidem încă cu 10 diamante pentru că am primit 38. Bă, e super, super bine. Băi, chiar foarte bine. Doamne, luați și mașina în pulă. Încă niște diamante, 38 de diamante. Bă, cred că nu o să mai ieșim de aici. Ai o personală să ți-o cumpăr? Hai că începe să prind o culoare, iar inventarul ăsta. Na, poftim! Ce mă doare piciorul. Ia uite, mi-a picat și mașina și motorul. Mă, gata, dat aproape tablou, dă pune. Da, eu îl trec mașina. Da, mi-a picat două motori. Mă, mi-a picat și motorul și mașina, o aia zic. Gata, mă, băi, și fete, nu mai dau. Deci, bă, ne-a picat și mașina și motorul, băi, bă. Chiar e bine, pot să mergi chiar acolo la gara să vedem cum sunt, că sunt cam curios, sincer, de McLaren și de motor. Deci ne-a picat McLaren și 820S cu Yamaha, bă.
Vezi că e bine, nu-i rău dacă vă întrebați. Bă, am uitat să vă zic că să văd eu, deci mă băiești fete, vă să adăugați referral-ul meu dacă aveți pe sub 5 ore. Mai exact, referral-ul 27838, o să primiți un BMW cadou, un M3 F80, până la 50 de ore pe server, deci o să o aveți mașina aia foarte, foarte mult pe server, deci nu uitați să adăugați codul meu de referral 27838. Dacă doriți acel cadou de început, deținute Ferrari, nu, McLaren 710, hai să scoatem prima dată Yamaha IZF. Ok, ia uite aici, IZF-ul nostru. Băi, frumos și ăsta, n-am ce să zic. Cireașa de pe tort e mașina aia pe care am primit-o, bă, chiar nu m-am așteptat să câștig acolo. Ia, deținute și McLaren 720S 2017, ia uite-l, mă, ce frumos e. Bă, am avut foarte mare noroc aici la casino, deci, uite, am câștigat cineva Yamaha. Deci, mă băiești fete, ce pot să vă zic, cam acesta a fost serverul Fantasy România, următorul videoclip tot pe acest server o să fie, deci nu uitați că o să ne vedem probabil în următorul videoclip și o să filmăm și împreună, de ce nu, dacă o să ne găsim într-un roleplay. Cum le-am fost episodul de cap, vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, vă salut, pa, pa!